Bine ați venit la mobilisima.ro. Am în spatele meu un QN90D. Ce este acela? Păi televizor Samsung Neo QLED 4K generație 2024 cu extra AI. Din câte am văzut și pe ecran, are refresh rate de 144 Hz, ceea ce înseamnă că e bun pentru gaming de PlayStation 5, dar și de shootere care au nevoie de o mișcare foarte rapidă. AI cu 20 de rețele neurale și multe alte avantaje pe care vi le spun în minutele următoare. E doar unul dintre cele 3 TV-uri pe care le-a adus Samsung în România. Mai avem și un OLED, mai avem și unul 8K Neo QLED, dar acum ne axăm pe modelul ăsta care oferă varietatea mai mare a diagonalei, 4K-ul acesta, față de 8K. Aici pornim de la 43 de inci și ne ducem până la 85. Hai să începem. Și tocmai m-am înșelat mai devreme, nu ne ducem doar la 85 de inci. Se pare că ne putem duce până la 98, adică aproape 2 metri și jumătate. Ăsta este un televizor 4K Neo QLED, cu tehnologie Quantum Matrix, cu accelerarea aceea de 144 Hz și cu funcții AI. Cam asta este principalul lucru nou anul ăsta la televizoarele Samsung. Un chipset AI avansat cu 20 de rețele neurale care vor tuna modul în care arată imaginea, cum se aude sunetul, și economisirea de energie. Este o chestie care tot apare în ultimii ani în Europa și în întreaga lume. Extra securitate cu Samsung Knox, am văzut și treaba asta și am o curiozitate dacă televizoarele astea noi au jocuri, au gaming hub cu cloud gaming, cu GeForce Now. Nu? Nu? Ah, ok. Din păcate. Știu, dar nu se va la că ar fi fost util să-l avem la noi, să ne putem juca direct pe TV, fără să mai conectăm consola, dar na. Până una alta, consola rămâne baza. Deci Neo QLED 4K cu AI, iar fiecare detaliu este activat de controlul fin al luminii. De asemenea, upscaling, încă se întâmplă treaba asta cu rețele neurale, s-a terminat cu upscaling-ul de acum mai mulți ani. Acum se face mai precis, sunt generați pixelii în mod mai rapid pentru a crește calitatea, rezoluția imaginii. Imagini realiste și o senzație de adâncime care chiar se simte, așa cum se vede aici. De asemenea, spuneam de treaba cu gamingul la 144 Hz și cu VRR. Dolby Atmos pe partea acustică și Active Voice Amplifier Pro. Toate TV-urile astea noi 2024 de la Samsung au treaba asta, amplifică vocea. Lucru util dacă ești ca mine și asculti podcasturi pe Spotify pe TV, ceea ce știu că e ciudat, dar mai degrabă la filme și de ce nu și la jocuri, unde dialogul te imersează în poveste, mai ales dacă îl poți auzi amplificat, să-ți dea toate hinturile necesare pentru a rezolva un quest. Și ca de obicei pentru Samsung, muchii înguste, televizor subțire, iar treaba asta cu subțirimea este atinsă folosind acea consolă externalizată de componente. Nu? Nu, scuze. La asta nu. Ok, mă scuzați. Asta nu are așa ceva, este valabil la modelul Neo QLED 8K și la OLED. Deci nu este valabil acea chestie. M-a indus în eroare cât de subțire, ca să vă dați seama. Am crezut că au scos componentele și le-au pus aici într-o consolă, dar în continuare destul de subțire. Aici vedeți conectica în spate, văd USB-uri, văd HDMI-uri, văd și un Ethernet și conector de cablu TV. Ok, telecomanda are încărcare solară sau cu... Ok, deci așa arată o telecomanda unui astfel de televizor. Vedeți pe spate acel mic panou, în stilul celor fotovoltaice, ca să glumim puțin. Se încarcă și de la soare, dar și de la haloul ăsta de lumină, spre exemplu. Bun, ca să ne lămurim. Televizor cu AI pe partea de energie, pe partea de imagine și pe partea de upscaling. Cred că și pe partea de sunet, nu cred că mă înșel, și extra securitate plus o imagine foarte vie. Acesta este modelul Neo QLED 4K, diagonale variate de la 43 de inci, până la 98. Revenim și cu preț când îl aflăm.